Persoanele care mai aveau nevoie de vechime pentru a se pensiona au putut plăti în 2018, dar și în 2017 contribuții pentru o perioadă de cel mult 5 ani retroactiv. În Olt, peste 800 de persoane au profitat de ordonanța care le-a permis să plătească anii de vechime de care mai aveau nevoie. Sumele achitate de cei care au solicitat vechimea pentru perioada maximă permisă au fost de aproximativ 18.000 de lei. Acestea se puteau calcula proporțional cu numărul anilor sau lunilor de care au avut nevoie fiecare persoană aflată în pragul pensionării. Această modificare legislativă a condus la încheierea unui număr de 828 contracte de asigurare socială de la apariția actului normativ până la data de 31.12.2018, din care numai în anul 2018 s-au încheiat un număr de 228 contracte în valoare de 1.167.974 de lei. Ordonanța care permitea achitarea anilor de vechime nu mai este în vigoare și anul acesta, potrivit directorului Casei Județene de Pensii, Olt. Cei care au stagiu complet de cotizare se pot pensiona însă mai devreme cu 2 ani dacă au locuit cel puțin 30 de ani în Slatina sau în localitățile aflate pe o rază de 8 km în jurul orașului.